Poți să-i dau replică lui Iulian Bădescu? Nu vă spărați. Vorbim totuși de politică, nu suntem pe marginea... Sau... Eu v-am ascultat pe dumneavoastră, o să vă rog să mă ascultați și dumneavoastră pe mine și am să și argumentez de ce nu merită să-i dau explicații, pentru că a fost atât de penibil la manifestarea Dalkia, momentul în care s-a dus la microfon și a spus că domnul Cosma nu poate participa la această manifestare deoarece s-a dus să aducă niște fonduri de la Bruxelles. Despre acest om care nu a învățat de când a fost jurnalist și apoi ca om politic, nu a învățat că banii de la Bruxelles nu se iau cu geanta. Și aici mă refer la fonduri europene, că nu știu să vorbesc despre alte lucruri, ci se fac proiecte. Proiectele alea sunt evaluate. Dar se fac în țară proiectele, se depun în țară proiectele, se evaluează în țară proiectele. Și banii sunt tot în țară. Important este să știi cum să-i atragi. Dați-mi voie să nu valoreze nimic aceste declarații, pentru că e clar că habar nu are despre ceea ce vorbește. Eu încerc să pun și să dau răspunsuri la argumente raționale și la lucruri reale. În momentul în care tu justifici absența unui individ, fie el și președintele Consiliului Județean, de la o manifestare care până la urmă era una foarte importantă legată de investiția în Ploiești a 15 milioane de euro, eu prin faptul că domnul președinte al Consiliului Județean s-a dus să ia niște fonduri de la Bruxelles, dincolo de faptul că te umpli de ridicol, dar nu merită să mai fi tratat ca un om căruia, ca un om politic pe care să-l bagi în seamă, să lăsăm pe Bădescu să mai crească și după aceea să vorbească, când nu înțelege care sunt mecanismele. După aceea să vorbească despre ce înseamnă ajutorul pentru județ. Dar pentru asta, pentru chiar a lumina și pe domnul Bădescu, vă promit că vom avea o conferință de presă dedicată special. Sunt două în aceleași acuzații la care nu ați avut niciodată replică. Păi nu înțelegeți că dacă dânsul vorbește despre faptul că s-a dus Cosma la Bruxelles... Invocați de acum o săptămână întrebarea... Dar eu știu exact ce știe Bădescu. Imaturitatea politică a domnului Bădescu. Nu, dar eu știu ce știe Bădescu. Deci el acum doar a ieșit în public, să spunem. Știu exact ce știe Bădescu. A, deci v-ați dat seama de această imaturitate pe care o invocați? Când? După alegeri? Joi toamnă. Haideți să fim serioși. Vorbim de un om care... Înainte de alegeri sau de după? Ceea ce încerc să vă spun e un singur lucru. Am să-i răspund domnului Bădescu în momentul în care o să aibă un nivel necesar de cunoștință asupra funcționării acestui stat. Nu pretind al Uniunii Europene prea mult și mult prea dificil pentru dumnealui. În momentul în care va înțelege, îi voi da și răspunsul. Până atunci, în schimb, pentru dumneavoastră și pentru cei care vă citesc și vă urmăresc pe dumneavoastră, am să fac la un moment dat o prezentare a fondurilor absorbite de Prahova, a politicilor guvernamentale de sprijinire a județului Prahova și a infrastructurii. Și vă asigur că sunt foarte multe lucruri care s-au făcut în acest județ, că în aceste condiții lobby-ul parlamentar a fost unul extrem de important, atâta timp cât au fost aduse argumente, cât au fost informați și primarii despre proiectele care există și fondurile care pot fi accesate. Avem o problemă, în schimb. Avem o problemă la nivelul Consiliului Județean, pentru că de acolo poate fi demarată o acțiune întreagă de absorbție a fondurilor europene. Din păcate, acolo opțiunea este pentru a se face o sală pentru politruci de câteva milioane de euro, în loc să se cofinanțeze niște proiecte europene. În același timp, se preferă să se facă caiete cu dedicație, de exemplu, pentru cornul și laptele, în loc să te gândești la școlile din județ și la modul în care această infrastructură trebuie dezvoltată. E o incompetență clară la nivelul președinției Consiliului Județean. Consiliului Județean, care nu a ieșit niciodată. L-am sunat pe lapte și cornul pentru Mediafax în vin.
înainte, vinerea trecută, înainte de deschiderea anului școlar, l-am întrebat câte contracte a semnat Consiliul Județean. Mi-a spus, nu știu sigur, eu știu că niciun. Pentru nu că... Nu niciodată asta, să ia vă mulțumesc. Această declarație a dumneavoastră vine în sprijinul a ceea ce spuneam eu. Ceea ce spuneam eu. Și eu spuneam un singur lucru, că acest președinte de Consiliul Județean este un președinte incompetent, dar în același timp orgolios și incapabil de a delega responsabilități către oameni care pot face performanță în comparație cu dumnealui. Dânsul nu poate. Asta e viața. Ce să-i facem? Are și o vârstă, nu putem să-l ajutăm cu mai mult, nici nu mai pretindem de la dumnealui la vârsta asta să învețe. Ce să, cu ce putem să-l ajutăm? Decât să sperăm finalizarea mandatului lui, cât mai această finalizare să aibă loc cât mai rapid și să sperăm într-o opțiune înțeleaptă a electoratului. Cum ar putea avea? Prin alegeri.